altă viață. Ghici cine s-a întors? S-a întors camera pe care am avut-o la Roma și a filmat vlogurile alea 4 la Vatican, în orașul vechi, columna lui Traian, Coloseum. Intrați acolo să vedeți. Și cu ea o să pregătim ceva nou. Treburi noi. Cu ea, cu camera. Și cu ea, Rudy. Rudy! Ah, ce bine! Ce faci tu? Vino încoace. Îți place? Da. Iar ne uităm în cameră, ca pe finalul la fiecare clip. Exact. Și ce dacă? Urmează filmări superbe legate de pasiuni. Băi, fotbalul. Fotbalul la mine, clar. Pasiune, normal. La băieți asta găsești fotbal, bere și... și atât. Faptul că țin cu Barcelona e ok, e normal, urmăresc, dar ce nu-i normal, absolut deloc, e asta. Cel mai mare fan din casă, Barcelona, îmbrăcat azi în verde. Zii tu, cum e? E adevărat? Da, este. Am fost acolo, picam nou. Ai fost acolo, am bravo. Fost acolo. Ai fost acolo să vezi da. Tot ce am văzut. Da. Da, super. Cel mai mare fan, Barcelona. E nebunită, efectiv. Ei vin știrile prima dată, toate noutățile, ei apar ei pe Facebook. Pe... Eu n-am uite că să arăt. Ai voie să arăți. Cine te interzice? Nu intre nimeni, ușa e închisă. Băi, avem meci în seara asta. Super meci. Primul meci cu noua antrenor. Cine-i? Quique Setién. Bravo! Normal că știi. Normal că știi. Cum altfel? Așteptăm Messi să dea goluri. Da. De obicei când se schimbă antrenorul, Messi dă 2-3 goluri. De asta. O să vedem. Facem un rezumat cu ceea ce a văzut azi. Asta e prima mare pasiune noastră, suntem chiar nebuniți de-a dreptul, duși cu pluta, îi stricăm săptămâni, zile întregi când ăștia nu joacă bine sau pierd. După Liverpool n-a fost oameni până la Roma. Da, băi, știu că sunteți unii cu Real Madrid, cu Manchester United, cu Liverpool, nu-i baie, ne certăm aici direct pe canal. Dar e bine că aveți pasiuni. Asta e marea șmecherie. Trăiești intens. E aproape gata, trebuie să înceapă meciul. Barcelona-Granada. Hai să vedem ce părere are fană numărul 1. Ce faci? Aștept meciul. Aștepți meciul? Da. Ești stresată? Da. Ia uite ce echipată ea. Ia. Ole! Merci. Ia. Așa, bravo. Ce pregătită e. Băi, avem echipa de star. Stai ulea că... Pe telefon te-ai uitat? Nu. Hai să vedem cu cine. Deci avem Ter Stegen. Yeah! S-a întors Ter Stegen? Da, da, s-a întors. L-am văzut la antrenament. Ăsta e primul meci al lui Quique Setién la Barcelona. De când e antrenor. Da. De când? De câteva zile. De câteva zile, da. Bine că pleca Valverde, restul nu mai contează. Adio! Deci, Sergio Roberto, Gerard Piqué, Umtiti și Alba. E ok, clasic. E bine, da. Rakitic, Busquets, Arturo Vidal. Nu ne place Rakitic, nu ne place Busquets. Față Messi, Griezmann și Fati, Ansu Fati. De Jong, nu joacă De Jong? Nu joacă De Jong, da. De ce? E accidentat? Abar n-am. Nu știu, aflăm. Așa vrea Quique. Oricum Messi va da gol. Unu sau două goluri, sigur de Messi. Bravo, ia uite aici pronosticul de azi. Scor? 3-0 pentru Barça. Eu zic un
2-0 pentru Barça. Hai să vedem. Da, ambele goluri Messi. De fapt, ai zis că dă 2 Messi. Eu zic că dă 1 Messi. Ah, dă 2. Fanaticul. Da. Și dă și Griezmann un gol. Ce avem azi în meniu? Zimi? Vin? Vin. Vin de țară. Yeah! De la sursă sigură. De la sursă naturală. Să și cu... Narghilea. Ole! Vom fuma în seara asta o narghilea. Hai să ne pregătim. Începe meciul. Gata. Hai să vedem fotbal frumos. Deci ai zis? 3-0. Eu am zis 2-0. Bun. Bun. Hai. Hai, Ansu Fati, hai! Oh! 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 Ai, fault! Trebuie un creator la mijloc. Dacă se joace pentru Jordi Alba. Vreau să devină de Jong sau Arthur. Da, vreau să folosească pe Arthur, că... Jordi Alba, Messi, Arthur. Oh, Messi, Messi, Messi! Hai! Aici exact asta avem o problemă. Hai, să fie hai. Oh! Lupita Ansu Fati. Băi, dar ce ratare. Nu se ridică Ansu Fati. Dă-o afară. Echipa sa este... Bă, nu, s-o ridica, s-o ridica. Ce ocazie are Barcelona de a deschide scoarele? Ai, ai, ai. Mamă, dar ce o izbită la... Dar nu a fost faul, normal? Până să găsească plasa porții. Oh, ce-a făcut Messi lor? Faul. Ai, băi. Bă, băiatule, dar ce măcele acolo. Da, îl faultați odată ăsta chiar boss, știi? Falufelii ăsta, falafel. Da, acuma pe el stă, n-ai văzut și s-a enervat Messi. Pauză. Hai că e bine până la urmă. Bine, da. Oricum, sunt lucruri mai faine decât... ce am văzut în epoca lui Valverde. Se mișcă ăștia mai repede. Ai văzut? Măcar aleargă. Da, da. 91% posesii. E bine, hai că începe. Pressing am văzut acolo. Și mai vedem acum dacă e antrenor bun. Dacă schimbă, face ceva schimbări la pauză, în așa fel încât să meargă treaba, știi? Face, sigur, sigur. Eu vreau pe Arthur în locul lui Rakitic. Da. Și poți să-l bagi și pe Puig. Păi da, ăla zburit așa în cap. Ăla mic. Bun. Noi în pauză am avut treabă. Rudy a vărsat un pahar pe aici și s-a împrăștiat peste tot. Face cinste. Da. Bun, e ceas bun sau cum se cheamă. Vedem acest atac, Messi pentru Arturo Vidal, un pic în centrare, respinsă de Diaz. A prins un pic așa nepregătit Arturo Vidal din Bucătă. Nu știu, este obosit. Vezi, el acum, în momentul ăsta, de ce revizia a luat ceva, nu mai face față. Bine, Busquets s-a născut obosit, dar între timp și-o cumpărat și șlap. Ai, da, deci... Pui, ai văzut ce-a făcut? Exact. Copilul.
Ceream de la început să se bage puic, să se bage puic. Ai văzut ce recuperare a făcut și ce bifază a fost? Uite, să vezi toată fază. Mă, tu cum le știi tu, da? I-au apărut bujori în obrăjor, măi, lui Setie. Aaaa! Sărac era alb, tot. Albisi și mai tare. Uite că-i fi atent cât, cât steagul de la corner. Ricky Puici! Cam târziu, da? Că nu apucă, mai sunt 10 minute, până iese Busquets, durează un sfert de oră, nu-i... nu cred! Până strângi șlavi, până și așa... Exact! Gata, schimbă chinezii. Arturo Vidal, ți-am zis? Da, parcă știu, parcă știu pe de rost schimbările pe care le face. Ce aleargă el la 50 de kilograme, ce părere ai tu? Ai aici? Hai! Oh! Hai, du-te și-l ajută careva! Cineva să-l ajute pe Perez! Ce-i văd fără păr? Păi nu mai păr, are atât, ăsta-i tot. 50 kilograme de păr și restul. Da, da. Primul meci al lui Chiche. Greu, 1-0. Dar am câștigat. A fost fain, nu? Da. Un început bun, pentru Chiche. Da, ok. Chiar un început bun. E bine. Posesie 84%. Sănătate. Alergat. Fost intens. Da. Băi, e bine că am câștigat. Am început cu dreptul. Asta e. Salutări la toți fanii Barcelonei. Salutări și fanilor Real. Lumea poate să zic că suntem ciudați, dar sincer, chiar țin cu Real ca să fie în top. Meci a fost tare cât timp a existat Ronaldo sus, Barça a fost tare cât timp a fost Real sus și invers. Să avem fotbal frumos de la Liverpool, de la United. Manchester City ne mai place. Așteptăm Champions League. Yeah! De la doi fanatici, Kids și Rudy. Abonează-te, apasă clopoțelul.